Phoenix a început foarte bine, partida cu BC Timișoara. Gălățenii conduceau cu 11 puncte înainte de ultimul sfert, însă oaspeții s-au apropiat la 4 puncte. Elevii lui Florin Nini au păstrat această diferență și au obținut o victorie importantă. Victorie extrem de importantă și ne bucurăm că am reușit-o. Am controlat jocul de la un capăt la altul. Au fost mici involuții, așa, sau evoluții diferite ale scorului datorită, știu eu, schimbărilor și aportului diferit a jucătorilor de pe bancă, însă una peste alta este o victorie extrem de importantă care ne face să punem o contracandidată în locurile de retrogradare și noi, desigur, să mai facem un pas către play-off. Succesul obținut în fața timișorenilor i-a adus pe gălățeni în postura de a spera la ocuparea unuia dintre cele două locuri calificante în play-off. Deci încărcat emoțional, pentru că avem și noi mici probleme de moment, sper să le rezolvăm, să fie cât mai rapid rezolvate pentru a ne putea concentra pe basket, pe pregătire și sigur pentru a ne continua drumul bun pe care l-am început anul trecut în acest sezon. Așa cum am demonstrat, am realizat meciuri bune în compania unor echipe puternice, acest lucru ne obligă acum cu echipele din partea a doua a clasamentului 7-12 să avem la fel o evoluție constantă. Sunt meciuri de intensitate, sunt meciuri de sacrificiu, pentru că fiecare echipă vine pentru totul sau nimic, lucru pe care și noi trebuie să-l facem în deplasările pe care le vom avea. Phoenix va întâlni sâmbătă în deplasare Energia Târgu Jiu, singura formație din România care își continuă parcursul în Europa.